Victor Ponta nu mai ascultă nici măcar de Fondul Monetar Internațional. Executivul a dat aviz favorabil pentru legea falimentului personal, deși cei de la femei au făcut presiuni timp de 2 ani pentru ca un astfel de proiect legislativ să nu fie adoptat. Gestul guvernului este cu atât mai ciudat cu cât o inițiativă parlamentară asemănătoare zace de 4 ani în Parlament. Românii care nu-și mai pot plăti datoriile către una sau mai multe bănci se vor putea declara în faliment personal. Procedura poate fi invocată în termen de 30 de zile de la data scadentă. Datornicul trebuie să propună și un plan pentru rambursarea restanțelor. În primul rând am discutat despre o stopare a fenomenului executărilor silite și practic s-ar ajunge la o normalitate din acest punct de vedere. Un alt avantaj real, momentul în care procedura falimentului personal al persoanelor fizice ar ajunge la un final, finalul respectiv se referă la lichidarea din patrimoniul lor al tuturor bunurilor pe care le dețin, aceștia vor fi liberați de orice fel de datorie pe care o au față de alte persoane, cu anumite limite, evident. Un alt element extrem de important este acela că în momentul în care se începe procedura de insolvență, să numim așa, de faliment a persoanei fizice, orice fel de datorie nu mai poartă dobândă și nici penalitate. Să nu credeți însă că procedura de insolvență e lipsită de dezavantaje. Cel care este în faliment trebuie să se abțină de la cheltuieli și să se asigure că are venituri pentru a-și plăti datoriile, așa cum s-a angajat. Mai mult, timp de 5 ani, nu mai are voie să fie asociat unic într-o firmă cu răspundere limitată. Inițiativa PSD a fost depusă la Parlament și este ultima dintr-o serie de proiecte care încearcă să reglementeze insolvența persoanelor fizice, încă din 2010. Astfel de inițiative au fost blocate până acum la presiunea băncilor. A existat o concurență de proiecte aici și nu știu care a câștigat. Eu înțeleg că cel al doamnei Birceal, pentru că dânsa este și membra a partidului de guvernament, poate este un text bun, nu am cunoștință în momentul de față, dar eu cred că problema asta nu trebuie soluționată într-o lună, două, mai cu seamă că suntem în campanie, ci trebuie studiat proiectul de lege. Și Banca Națională s-a opus constant unei astfel de legi. Pentru bancă nu există niciun fel de avantaj din acest punct de vedere. Practic, banca va fi obligată, dacă planul de reorganizare se va admite, să respecte acel plan de reorganizare. În România sunt 1,7 milioane de oameni în situația de a fi executat silit.